Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Stimați colegi, astăzi voi prezenta o interpelare adresată primului ministru Florin Vasile Câțu și ministrul de afaceri externe Bogdan Lucian Aurescu, semnată de senatorul Titus Corlățean, circunscripție electorală 16, Dâmbovița, grupul parlamentar PSD. Obiectul interpelării este următorul. Necesitatea intervenției urgente a Guvernului României pe lângă autoritățile Republicii Federale Germania pentru reunificarea familiei Furdui, părinții și 7 copii minori deținători ai cetățeniei române. Domnule prim-ministru, domnule ministru, am fost informat recent de cetățeni români cu domiciliu în Germania, precum și de lideri ai unor biserici creștine românești neoprotestante din Germania și România, în legătură cu un caz extrem de delicat și de grav, care privește o familie de cetățeni români stabiliți legal de mai mulți ani în Germania, în apropierea orașului Hanovra. Este vorba despre familia Furdui Petru, 42 de ani, și Camelia, 39 de ani, părinții ai unui număr de 7 copii minori, 4 fetițe și 3 băieți, cu vârste între 15 și respectiv un an și 2 luni. În ziua de luni, 26 aprilie 2021, reprezentanța autorității germane pentru protecția copilului din zona de reședință a familiei, comuna Walsrode, la nord de Hanovra, s-au prezentat la domiciliul acesteia și au preluat copiii minori Natalia, 12 ani, Ruben, 11 ani, Albert, 10 ani și Lea, un an și 2 luni, fără a prezenta oficial motivele acestei acțiuni și recurgând la o serie de argumente verbale constrângătoare pentru voința părinților. Au lăsat doar să se înțeleagă că demersul are legătură cu fiul cel mare, David, de 15 ani și, citez, o stare de nemulțumire a acestuia față de părinți. Au indicat în același timp că ceilalți 3 copii, David, Naomi de 14 ani și Estera de 13 ani, au fost luați de reprezentanța autorității respective direct de la școală. Din datele de care dispun personal, din surse diverse, surse apropiate familiei, surse civice și ecleziastice credibile, regăsim, din păcate, aspecte de o tipologie asemănătoare cu cele identificate anterior în cazul familiei Marius și Ruth Bodnariu din Norvegia, respectiv 1. Acțiunea reprezentanților autorității germane de protecție a copilului s-a realizat rapid, fără nicio verificare prealabilă, anchetă sau discuții, măcar cu profesorii copiilor sau măcar cu vecinii, pentru a contura mai bine profilul familiei, profilul social, cultural, material al părinților. Aceștia, din urmă, sunt descriși de liderii Bisericii Românești Neoprotestante de care aparțin, dar și de alți cetățeni români, drept oameni credincioși, muncitori și cuminți, iubitori de copii și cu o situație materială solidă, casă, proprietate personală, cu o grădină mare, mini-piscină cu pești și animale de companie pentru copii. 2. Preluarea copiilor fără informarea reprezentanților diplomatice ai statului român, statul de cetățenie, reprezintă o violare a normelor de drept internațional în materie. 3. Motivul de fundal, mai profund, dar nemărturisit de reprezentanții autorității germane respective, îl constituie același tip de prejudecăți bazate pe percepții distorsionate privind existența unor străini români în comunitate și respectiv asupra identității creștine a acestora și apartenenței la o biserică evanghelică neoprotestantă considerată ca promovând disciplina și disciplinarea, un model de comunitate și familie conservatoare în contrast cu liberalismul societății locale. Deschid o paranteză, au existat anterior situații, apropo de percepții la adresa străinilor, au existat anterior situații de solicitări ale părinților adresate autorităților locale din comuna respectivă pentru protecția sănătății copiilor prin stoparea acțiunilor de stropire cu ierbicid în zona de domiciliu care genera alergii copiilor. Nu a existat nici măcar o reacție sau un răspuns concret din partea autorităților locale. 4. Prejudecățile menționate ascund pe fundal și o situație de încălcare a dreptului de libertate religioasă, a rolului părinților în educația propriilor copii,
Minori care nu au suferit totuși vreo îngrădire în a urma școala normală germană din comunitatea locală. 5. Cultivarea în timp de către reprezentanții autorității germane menționate a unei relații discrete cu fiul cel mare al familiei, aflat la vârsta adolescenței și al unor stări emoționale firești care implică și nemulțumiri față de unele aspecte ale vieții sale private și de familie, nemulțumiri manifestate prin postări pe Facebook care au fost monitorizate. Mai departe, copiii au fost distribuiți la familii de plasament diferite, cu încălcarea normelor și practicii pertinente de drept internațional, care solicită ca frații și surorile să nu fie separați. Mai departe, s-a recurs direct la măsura extremă a separării copiilor de părinți, în ciuda faptului că nu existau acte de violență comise de părinți sau pericol iminent pentru copii, ceea ce reprezintă o încălcare a normelor și practicii internaționale consacrate în materie, care presupun realizarea, dacă este cazul, a unor pași intermediari necesari de către autoritățile de protecție a copilului înainte de a recurge la măsuri extreme. Fiul cel mare al familiei, David, ar fi fost încurajat de autorități să facă raportări periodice cu privire la aspectele private, personale ale vieții de familie, procedură care ar fi culminat cu sesizarea de către acest minor a autorității amintite în cursul zilei de duminică 25 aprilie, cu privire la faptul că părinții săi, citez, l-ar fi bătut pe bebeluș. În fapt, potrivit datelor de care dispun, duminica menționată, familia, formată din cei doi părinți și cei 7 copii, s-ar fi aflat la masă, moment în care bebelușul de 1 an și 2 luni s-ar fi înnecat în timp ce mânca. Părinții și în special mama ar fi reacționat în mod firesc pentru a înlătura riscul de sănătate apărut pentru minora aleia prin atingeri pe spate pentru ca acest minor să-și revină. Chestiune care ar fi fost interpretată drept bătaie de fiul cel mare al familiei Furdui și raportat în consecință reprezentanților autorității cu care se afla în contact. A doua zi, copiii au fost preluați cu forța de autorități. Copiii, spuneam, au fost distribuiți încălcându-se regulile internaționale la familii de încredințare diferite, ceea ce a generat o traumă suplimentară. Față de cele de mai sus, vă adresez rugămintea, domnule prim-ministru, domnule ministru, să dispuneți întreprinderea măsurilor ce decurg din obligația constituțională de protecție a propriilor cetățeni români și să mă informați în legătură cu demersurile întreprinse pe relația cu autoritățile germane. Reamintesc în acest context că apariția cazului Bonariu din Norvegia a generat o sensibilitate uriașă și chiar o traumă la nivelul unor segmente sociale largi în societatea din România sau în diaspora românească și care a generat o acțiune largă, națională și internațională, de protest față de abuzurile comise de autoritățile norvegiene Barnevernet, acțiune promovată de actori civici, neguvernamentali și de un spectru larg de biserici creștine românești care au acționat solidar, indiferent de denominațiunea lor. Impactul reacției a fost important, dovadă și implicarea, cu titlu de exemplu, a mai multor membri ai Senatului și Camerei Reprezentanților Statelor Unite ale Americii în rezolvarea cu succes a cazului menționat. Autoritățile germane nu ar trebui să subestimeze nici trauma și nici capacitatea de reacție menționată. Aștept răspuns scris. Vă mulțumesc!